Câteva sute de tineri judocani din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, dar și din străinătate, au participat astăzi la un turneu devenit deja tradiție la Chișinău. Sportivii au luptat pentru medalia de aur, iar procedeile spectaculoase nu au lipsit. Cei peste 200 de judocani din Republica Moldova au dictat legea pe tatami și au câștigat în mai multe dueluri crâncene. Motivat ca niciodată, pregătit. Care e scopul? Scopul este să câștig și să ajung în top, să fiu în tonus, să fiu foarte bun. Am emoții, dar să sperăm că va fi totul ok până la sfârșit, fără accidentări, fără nimic și poate acolo undeva un loc. Loc întâi, campion. La concursul din Chișinău a participat și judocan din România. Daniela Popescu a reușit unul dintre cele mai frumoase procedee. A fost destul de dificil, pentru că fata cu care m-am luptat avea foarte multă forță și avea și tehnică. Dar până la urmă am reușit să o dovedesc. Sportivii sunt la un nivel destul de înalt de pregătire și sperăm ca și noi să reușim să facem ceea ce ne-am propus de acasă. Și sportivii din Ucraina au venit la Chișinău cu speranțe mari. Очень нравится город, очень нравится то, что такой крутой турнир проходит, очень хорошая организация. Спасибо большое, что пригласили, реально круто. Молдова очень крутой город. Printre participanți au fost și sportivi din Franța și Ungaria. Da, oui, mon objectif, oui, c'est devenir un champion, mais après, là aujourd'hui, j'ai fait cinquième. Je perds bêtement au sol, mais. What's your goal for this competition? Win. Gold medal? Yes. La competiția, care se află la cea de-a 27-a ediție, au participat aproximativ 300 de sportivi. Ne-am propus anul acesta să îi premiem cu medalie, diplomă, cupă și un tricou, să spunem așa, comemorativ. Turneul este organizat anual și este dedicat regretatului Vasile Luca, considerat părintele judoului din Republica Moldova.